Salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi, iar în căutarea hribilor, în Coadi. Salut. Suntem la Pietrele Muirilor, unul din locurile mele preferate din Bucovina, o priveliște splendidă. Am urcat până aici cu bicicletele, mai avem o cale destul de lungă de mers. De aici trecem în partea cealaltă, pe Opcina Mare. Partea cealaltă am eu locurile de hribi. Am mai filmat tot aici o introducere anul trecut la un videoclip de-al meu, Hribi apus și stele, am stat aici până noaptea. Dar astăzi nu avem timp chiar așa de mult, trecem în partea cealaltă, găsim poate niște hribi și acasă. Vizionare plăcută! Am găsit și un pâlc de afine. Delicios! Primii hribi. Uitați. Sunt cam mici. Cam mici, dar sunt hribi. Faine-s astea, roșii așa, din câte știu, sunt calmi letali. Puțin mai jos de ei. Este și un hrib. E frumos și curat. Grăsut. Am găsit puțin hribi în această poiană, mergem la următoarea. Uite-l cum mă aștepta. Ce
că e timp fain. Ce camuflați erau. Sunici. Mici și faini. Am mai găsit câțiva mici. Cresc. Final de traseu aici, am ajuns la civilizație, am găsit și câțiva hribi, cam puțini. Au fost căutați acolo, mai ales deasupra satului Poiana Micului. Se vedea că a fost cineva de dimineață, am găsit și hribi tăiați, poate găseam mai mulți acolo. Dar am luat, ne-am plimbat, peisaje foarte frumoase pe aici, prin Bucovina. Vă mulțumim pentru vizionare, la revedere!